Alături de noi este Ana Loredana Predescu, este deputat pe USL. Bună ziua, doamna deputat! Bună ziua, membru și în Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților. Corect, și tocmai de aceea, doamna Predescu, când vom scăpa de aceste cozi interminabile, de tot felul de jonglerii pe care părinții trebuie să le facă de fiecare dată când vor să-și înscrie copiii la grădiniță, inclusiv la școli se întâmplă asta, dar situația, într-adevăr, poate mult mai dificilă, iată, este pentru copiii cei mai mici, până la urmă. Când vom scăpa și de ping-pongul acesta al răspunderii din partea instituțiilor care trebuie să se coordoneze și să colaboreze, iată că ministerul dă vina pe primării, primăriile dau vina pe minister. Din păcate, culpa este una comună. Dacă ne raportăm la primăria sector 3, care în mai se lăuda că în premieră organizează școala de vară de autoritatea locală, iar această umilință a părinților, să știți că se poate repeta și în sectoarele 1, în sectoarele 2 și 5, am văzut că sunt repartizate doar 1400 de locuri, respectiv 1000 de locuri pentru aceste școli de vară, total insuficient. Mai înțelepte au fost sectoarele 6 și 5 și 1, sectoarele 6 și 1, care au repartizat 3600, respectiv 3300 de locuri pentru școala din timpul verii. Din păcate, tehnicile acestea de înscriere țin de evul mediu, cu liste, am înțeles, strigate în stradă, cine lipsea își pierdea locul de pe listă, și aici aș avea o sugestie pentru doamna ministru, apropo de digitalizare, poate ar trebui să facă o vizită mai noului ministru, colegul meu Bogdan Ivan Gruia, care ar putea o ajuta în privința acestor proceduri, pentru că, deși locurile sunt gestionate de către consiliile locale și, iată, există și suplimentări de sume pentru a stimula cadrele didactice și a le cointeresa să vină la muncă în timpul vacanței de vară, totuși, aceste proceduri de înscriere sunt aparțin unităților școlare aflate în coordonarea ministerului. Ori pe doamna ministru, din păcate, nu o vedem acolo. Corect, nicio reacție, cel puțin până la acest moment, din partea ministerului, dar pare că în fiecare an sau de fiecare dată când dau loc astfel de înscrieri, haosul este același, cozile sunt aceleași, nemulțumirile sunt aceleași și nimeni nu schimbă absolut deloc procedurile. Urmărim situația.